Capitolul 27. Plecarea lui Pavel la Roma. După ce s-a hotărât să plecăm cu corabia în Italia, pe Pavel și pe alți câțiva întemnițați i-au dat pe mâna unui sutaș al cetei de ostași Augusta, numit Iuliu. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristarh, macedoneanul din Tesalonic. A doua zi am ajuns la Sidon și Iuliu, care se purta omenos cu Pavel, i-a dat voie să meargă pe la prietenii săi și să fie îngrijit de ei. După ce am plecat de acolo, am plutit pe lângă Cipru pentru că vânturile erau potrivnice. După ce am trecut marea care scaldă Cilicia și Pamfilia, am ajuns la Mira, în Licia. Acolo sutașul a găsit o corabie din Alexandria care mergea în Italia și ne-a suit în ea. Timp de mai multe zile am mers încet cu corabia și nu fără greutate am atins înălțimea Cnid, unde nu ne-a lăsat vântul să ne oprim. Am trecut pe la capătul Cretei alături de Salmona. De-abia am mers cu corabia pe marginea insulei și am ajuns la un loc numit Limanuri Bune, de care era aproape cetatea Lasea. Trecuse destul de multă vreme și călătoria pe mare se făcea primejdioasă, pentru că trecuse chiar și vremea postului. De aceea, Pavel a înștiințat pe ceilalți și le-a zis: oamenilor, călătoria văd că nu se va face fără primejdie și fără multă pagubă, nu numai pentru încărcătură și pentru corabie, dar chiar și pentru viețile noastre. Sutașul a ascultat mai mult de cârmaci și de stăpânul corabiei decât de vorbele lui Pavel. Și fiindcă limanul nu era bun de iernat, cei mai mulți au fost de părere să plece cu corabia de acolo, ca să încerce să ajungă la Phoenix, liman din Creta, așezat spre miază zi apus și spre miază noapte apus, ca să ierneze acolo. Începuse să sufle un vânt ușor de miază zi. Și, ca unii care se credeau stăpâni pe țintă, au ridicat ancorele și au pornit cu corabia pe marginea Cretei. Dar nu după multă vreme s-a dezlănțuit asupra insulei un vânt furtunos numit Eurachilon. Corabia a fost luată de el fără să poată lupta împotriva vântului și ne-am lăsat duși în voia lui. Am trecut repede pe la partea de jos a unui ostrov numit Clauda și abia am putut să punem mâna pe luntre. După ce au ridicat-o în sus, au întrebuințat mijloace de ajutor, au încins corabia cu frânghii și, de teamă să nu cadă peste Sirta, au lăsat pânzele în jos. Astfel s-au lăsat mânați de vânt. Fiindcă eram bătuți foarte tare de furtună, a doua zi au început să arunce în mare încărcătura din corabie și a treia zi, noi, cu mâinile noastre, am lepădat uneltele corabiei. Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile și furtuna era așa de puternică, încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mâncaseră de multă vreme. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis: oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta, ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis: nu te teme, Pavele, tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Dar trebuie să dăm peste un ostrov. În noaptea a 14-a, pe când eram împinși încoace și încolo cu corabia pe Marea Adriatică, pe la miezul nopții, marinarii au bănuit că se apropie de pământ. Au măsurat adâncimea apei și au găsit 20 de stânjeni. Au mers puțin mai departe, au măsurat-o din nou și au găsit 15 stânjeni.
De teamă să nu se lovească de stânci, au aruncat 4 ancore înspre cârma corăbiei și doreau să se facă ziua. Dar, deoarece corăbierii căutau să fugă din corabie și slobozeau luntrea în mare, sub cuvânt că ar vrea să arunce ancorele înspre partea dinainte a corăbiei, Pavel a zis sutașului și ostașilor: dacă oamenii aceștia nu vor rămânea în corabie, nu puteți fi scăpați. Atunci ostașii au tăiat funile luntrii și au lăsat-o să cadă jos. Înainte de ziua, Pavel a rugat pe toți să mănânce și a zis: astăzi sunt 14 zile de când stați mereu de veghe și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor, a frânt-o și a început să mănânce. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei de au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo, dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobozească în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinainte a corăbiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin înot. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie. Și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat.